La sfârșitul săptămânii trecute, la București, a avut loc etapa finală a campionatului național de atletism pentru Junior 2. Atleții sucioveni au făcut o impresie bună, reușind să se întoarcă acasă cu 3 medalii, 2 de aur și una de argint. Cel mai bine s-a descurcat Andrei Gafița, sportivul pregătit de antrenorul Radu Mihălescu. Atletul sucioven a obținut titlul național la proba de 10.000 de metri marș și, totodată, a reușit să înregistreze un nou record personal, trecând linia de sosire cu timpul de 47 de minute, 27 de secunde și 26 de sutimi. Ștafeta feminină de la LPS Suceava s-a descurcat de asemenea foarte bine. Cristina Călugărean, Cosmina Lupașcu, Andreea Cucoșel și Simona Caziuc, sportive pregătite de Toader Flămând, au obținut și ele titlul național, reușind să se impună în proba combinată de 100, 200, 300, 400 de metri, cu timpul de 2 minute, 17 secunde și 6 zecimi. Atleții sucioveni au mai avut la alte 3 probe ocazia de a urca pe podium, dar au terminat pe locul 5 prin Ana Andreea Bucătăriu la 5.000 de metri, Ioana Pascar la proba de 2.000 de metri obstacole și prin Ticioneanul Ioan Augustin Benta la proba de 2.000 de metri obstacole.